Producătorii agricoli afectați de seceta din ultimele luni ar putea beneficia de reeșalonarea pentru 12 luni a creditelor tehnice perfectate. Este una dintre propunerile grupului de lucru format la Parlament pentru a identifica soluții în cazul agricultorilor loviți de secetă. Deputatul democrat Nicolae Ciubu, care conduce grupul respectiv, a declarat că această inițiativă va fi examinată și ulterior implementată de guvern. În cadrul discuțiilor cu colegii din cadrul Ministerului Agriculturii, proiectele partenerilor de dezvoltare care acordă credite tehnice, cum ar fi proiectul 2KR și instituția MECAGRO, care acordă credite tehnice prin furnizarea de tehnică, tractoare, echipamente agricole, am reușit să obținem un rezultat, aș spune, bun, legat de reeșalonarea sau restructurarea datoriilor față de aceste credite pentru 12 luni. Vorbim de o sumă de circa 200 de milioane de lei care va fi restructurată pentru perioada următoare. Decizia care urmează să fie aprobată de guvern și adoptată de Parlament va permite revederea condițiilor acordurilor de împrumut încheiate de agricultori. Ion Ciubuc a amintit că guvernul a alocat deja 300 de milioane de lei pentru susținerea fermierilor afectați de secetă. Cunoașteți că producătorii care au fost afectați vor beneficia circa 1080 de lei pentru fiecare hectar de teren care a fost prejudiciat. Și în acest sens am constatat deja procesul de acordare a compensațiilor cumva a fost demarat. Prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură s-a început procesul de colectare a actelor și, așa cum spuneam și anterior, acest proces va dura pe parcursul acestei luni. Într-un final, producătorii agricoli afectați vor putea primi această compensație. Una dintre deciziile grupului de lucru se referă de asemenea la procedurile birocratice. Pentru ca fermierii să fie mai puțin ocupați cu perfectarea actelor, Comisia va propune să se excludă din dosarele de subvenționare pentru depunerea cererilor de subvenții un certificat de absență a datoriilor la bugetul de stat. Astfel, chiar și cei care nu și-au îndeplinit toate obligațiile față de vistieria de stat vor putea primi compensații în condiții generale. Procedura de primire a acestor plăți va fi de asemenea simplificată. Am convenit cu colegii ca să venim cu propunerea de modificare a regulamentului de subvenționare, în așa fel ca subvențiile oferite de către stat din fondul de subvenționare pentru subvenționarea creditelor producătorilor agricoli să fie direcționată sau achitată direct băncilor. La rândul său, deputatul socialist Radu Mudreac, președinte al Comisiei pentru Agricultura a Parlamentului, susține că multe din problemele actuale nu ar fi fost atât de acute dacă nu ar fi rădăcinile în anii trecuți, când agricultura a fost lăsată la dispozitivele proprii. El și-a exprimat regretul că fostul guvern al Maiei Sandu a fost preocupat mai puțin de soarta țăranilor afectați de calamități. Avem anul 2019, când au avut loc acele calamități naturale, cum la nord, așa și la sud. Noi am avut la nord distrugeri de 100% a câmpurilor. Atunci noi am venit cu diferite inițiative, iar cu păreri de rău acești agricultori, la acel moment, nu le-a fost alocat nimic categoric. Ba mai mult, nici n-a fost nimeni în teritoriu. Și regretabil că după aceasta cineva încearcă acum să iasă la tribună și să argumenteze careva momente, că 200 de milioane este puțin. Amintim că deputații PDM, PSRM, PPDA și PAS au decis crearea două grupuri de lucru, unul privind identificarea soluțiilor pentru sprijinirea agricultorilor în condiții de secetă, condus de democratul Nicolae Ciubuc, și altul privind gestionarea situației legate de pandemia de COVID-19, dirijat de deputatul PDM Monica Babuc. În opinia fracțiunii parlamentare a PSRM, soluțiile și propunerile venite din partea partidelor nu trebuie să fie populiste, ci să rezulte din resursele financiare pe care le poate identifica guvernul.